7 ore a durat ședința la finalul căreia s-a decis că Ionel Tescaru să nu mai ocupe funcția de director general al companiei de apă. Se pare că principalul reproș care i-a fost făcut lui Ionel Tescaru a fost acela legat de nerespectarea unor decizii ale Consiliului de Administrație. În cadrul ședinței a venit propunerea de demitere a directorului general. Aceasta a fost votată de către 4 din cei 5 membri ai Consiliului de Administrație. În locul lui Ionel Tescaru a fost propusă și votată Simona Săvulescu, cea care ocupă funcția de director operațional al companiei de apă și care este și consilierul primarului Constantin Toma. Aceasta va asigura conducerea interimară a operatorului județean de apă și canalizare, până la încheierea procesului de selecție a unui nou director general. Operatorul județean de apă și canalizare are de la începutul lunii august un nou consiliu de administrație, format din Manuela Claudia Zoița, fost director economic la compania de apă Târgoviște, consilierul județean social-democrat Ion Bogdan, director al Poștei Buzoiene, avocatul Lucian Alexandru Sălcuțan, Simona Mariana Săvulescu, director adjunct al companiei de apă și Petruș Hintă, inspector la primăria Râmnicu-Sărat. Dintre aceștia, cel care s-a abținut la vot a fost Petruș Hintă. După ce schimbarea va fi înregistrată la Registrul Comerțului, Ionel Tescaru are posibilitatea de a contesta decizia în instanță. Contactat telefonic de reporterii TV Buzău, Ionel Tescaru nu a dorit să comenteze decizia luată de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă.